Bătrânul din lună, de Grace Lin. Capitolul 23. Ma și Ba continuau să-și aștepte fetița în tăcere și tristețe. Chiar dacă își spuneau că au încredere în Minli și că se va întoarce, Ma își petrecea mare parte a timpului uitându-se pe fereastră, pierdută în gânduri, în timp ce Ba îmbătrânea și încărunțea tot mai mult de la o zi la alta. Singurele clipe în care își regăseau liniștea era seara, când Ba spunea câte o poveste pentru a face timpul să treacă mai repede. Acele erau momentele de răgaz în care puteau uita că Milly nu se afla lângă ei și se puteau preface că era acolo, ascultând și ea poveștile. Într-o noapte, când luna lumina întregul cer, Ma zise: "Dragul meu soț, în noaptea asta vreau să-ți spun eu o poveste." Ba fu destul de surprins, însă acceptă cu bucurie. Povestea spusă de Ma: "A fost odată o femeie care avea un soț bun și o fiică frumoasă. Un munte uriaș le umbrea căminul, făcând casa mică și pământul pe care locuiau sărac. Însă de alegurii nu le lipseau niciodată. Apa curgea mereu în lunile secetoase și focul ardea în sobă când afară era ger. Cu toate acestea, femeia nu era mulțumită. Ea îi purta ranchiună muntelui sterb și pământului neroditor și își înghițea mereu orezul plină de amărăciune. Se încrunta la vederea bumbacului simplu din care erau făcute veșmintele lor și ofta cu obidă în fața încăperilor strâmte ale casei. Zi de zi, femeia bombănea nemulțumită. Când auzea povești despre comori de aur și jad, se umplea de năduf. "Noi de ce n-avem nimic?" se mâhnea ea. "Nu avem nicio comoară, nicio avere. De ce suntem atât de săraci?" Soțul și fiica ei munceau tot mai mult pe zi ce trecea, sperând că vor aduce avere în casă. Însă pământul nepăsător nu le venea în ajutor, iar casa le rămânea la fel de înghesuită, hainele tot așa de sărăcăcioase, iar orezul le ajungea doar pentru a-și potoli foamea. Femeia era tot mai nefericită. Nemulțumirea ei creștea ca buruienile, fără control și aducătoare de necaz. Femeia era atât de apăsată de supărarea ei, încât nu-și dădea seama că dădea semințe de nemulțumire și în fiica ei. Până atunci, copila fusese mulțumită de viață, însă începuse să dea semne de mâhnire. Orezul care le umplea farfuriile începuse să-și piardă gustul. Hainele care până mai adineauri îi plăcuseră pentru coloritul lor viu păreau aspre, iar casa în care alergase mereu liberă devenise neîncăpătoare. Până când, nemai putând îndura nemulțumirea care creștea în ea, fetița a fugit pe ascuns, în toiul nopții, jurând să nu se întoarcă acasă până când nu va schimba soarta familiei. Doar atunci, femeia și-a dat seama cât fusese de nesăbuită. Fără fiica ei, casa devenise mult prea mare și goală și nu-i mai era poftă nici de orezul care rămânea. Pe măsură ce zilele treceau în singurătate, frică și grijă, femeia se blestema pentru lăcomia și nechipzuința ei, cât de norocoasă fusese înainte. În sfârșit putea să vadă clar ca lumina zilei că râsul și iubirea fiicei ei erau de neprețuit în fața unor haine scumpe sau bijuterii și că în tot acest timp fericirea se aflase în casa ei, ca un cadou care așteaptă să fie desfăcut.
Femeia ștergea lacrimile, pentru care nu găsea alinare, pentru că în tot timpul în care visase la averi, în fața ei se aflase cea mai de preț comoară. Deși mai înțeleaptă, femeii nu-i rămăsese altceva decât să meargă la soțul ei și să-i ceară iertare în genunchi, sperând că într-o bună zi avea să poată face același lucru și cu fiica ei. Nu știa dacă urma să aibă parte de bunăvoința lor, însă și-a jurat să aștepte. Dacă era nevoie, avea să aștepte la fel de neclintită ca muntele care îi umbrea. După ce îi sprăvi povestea, Ma se așeză la picioarele lui Ba și își puse capul în poala lui ca un copil. Dragul meu soț, începuia, am spus că din vina ta a fugit Millie de acasă, însă m-am înșelat. Vina este a mea. Millie știa cât eram de nemulțumită de soarta noastră. Dacă n-aș fi fost, n-ar fi plecat niciodată. Îmi pare rău. Ba rămase fără cuvinte. Afară luna era atât de plină, încât părea gata să plesnească, iar ochii lui Ba se umeziseră. Puse o mână caldă pe capul lui Ma. Așa, foarte bine, zise peștișorul. Dacă îi faci fericiți pe cei care sunt aproape, se vor întoarce și cei care sunt departe. Ma ridică dintr-o dată capul, aruncă o privire spre peștișor, apoi spre Ba și se întrebă cu ochii căscați de uimire. A zis ceva peștele? Dragonul aștepta. Diminețile treceau, nopțile se duceau rând pe rând, însă el nu se clintea de lângă pod. În fiecare noapte stelele umpleau cerul ca fulgii de nea care cad pe piatra neagră, topindu-se odată cu ieșirea soarelui. Când soarele se ridica pe cer, sforile roșii ale podului se făceau nevăzute, arătându-se din nou doar după lăsarea întunericului. Un vânt aspru răzbătea prin negura cenușie, iar stânca rece devenea dură și neprimitoare. Însă dragonul rămânea pe loc. În cea de-a treia noapte, chiar când luna începea să se retragă de pe cer, dragonul zări o siluetă pe pod. Chicoti de bucurie și sări în sus, în vreme ce silueta devenea din ce în ce mai clară. Millie! Te-ai întors! Strigă el. L-ai văzut? I-ai pus bătrânului din lună întrebarea mea? Da, da, râse Millie și îl îmbrățișă pe dragon. L-am întrebat și mi-a răspuns. Așa că acum știu, știu cum poți zbura. Cum? Întrebă dragon cu sufletul la gură. Millie se cățără în spatele dragonului. Cu amândouă mâinile, apucă globul de pe capul acestuia. Respira adânc, îi zise. Apoi, dintr-o singură mișcare, îi smulse bila de pe cap. Au! Scheună dragonul. Însă imediat după zâmbi. Mă simt atât de ușor, mărturisi el. Ușor și liniștit. Bătrânul din lună a spus că nu vei putea zbura cât timp vei avea bila aceea în vârful capului, explică fetița. Mi-a spus că te trage în jos. Așa e, râse el, iar Millie se agăță de gât cu ambele mâini, în timp ce dragonul se ridică în aer. Vântul părea să le unească hohotele de râs și să-i poarte tot mai sus în văzduh. Dragonul zbura pentru prima oară. Cei doi
traversau nori argintii care învăluiau, unduindu-se pe cer în urma lor. Luna le surâdea palidă, luminându-i cu razele. Când dragonul zbură până aproape de stele, Milly închise ochii încântată. Când reveniră pe pământ, dragonul întrebă: "Dar tu? Ți-a spus bătrânul din lună cum să schimbi soarta?" Milly tăcu. Dragon întoarse capul spre ea. "Dar ce s-a întâmplat?" vreau să știe. "Nu ți-a spus?" "N-am întrebat," răspunse Milly. "N-am avut dreptul decât la o întrebare." "Poftim?" se miră dragonul. "Dar trebuie să afli, ai bătut atâta amar de drum. O să zburăm înapoi și o să-l întrebi." Înainte ca Milly să apuce să scoată o vorbă, podul de sfoară roșie început să se micșoreze, iar când se uitară mai atent, văzură că tulpinile de bambus ieșiseră din pământ, lăsând în urmă două tăieturi adânci. Zgâlțâindu-se puternic, podul se făcea nevăzut, pe măsură ce era tras înapoi în întuneric. "Bătrânul din lună nu mă va mai primi din nou," zise Milly. "Nu va mai răspunde la nicio întrebare în următorii 99 de ani." "Dar cu tine, cum rămâne?" se bâlbâi dragonul. "Norocul tău, părinții tăi." "E în regulă," îl liniști fetița. "Când a sosit clipa să aleg, eu am văzut dintr-o dată că nu trebuie să pun nicio întrebare." "Nu trebuie?" se miră dragon. "Nu," răspunse scurt Milly, copleșită de amintiri. În urechii răsună viu râsul băiatului cu bivolul când acesta refuzase să-i primească bănuții de aramă. Îi revăzu zâmbetul larg al regelui când îi dăruise cu ușurință comoara lui și își aminti ultimele cuvinte ale lui Da Afu către ea. "De ce am vrea să ne schimbăm soarta?" ziseră ei. Atunci clătinase din cap nelămurită. Într-un sfârșit, înțelesese însă totul. Norocul nu era o casă plină de aur și jad, ci mult mai mult, ceva ce ea avea deja și care nu trebuia schimbat. "N-am pus întrebarea," repetă Milly zâmbind, "pentru că n-am nevoie de niciun răspuns." Luna începuse să pălească odată cu apariția zorilor. Soarele se trezea la viață și Milly își dorea din toată inima să se întoarcă acasă. Dragon, după ce așteptase 3 zile și 3 nopți, era odihnit, așa că se hotărâră să nu mai zăbovească nicio clipă pe muntele nesfârșit. Milly se simțea împăcată, zburând în spinarea dragonului. Zborul său părea mai degrabă un dans vesel, iar fericirea lui o făcea pe fetiță să se simtă la fel de ușoară ca norii din jur. Soarele îi încălzea sufletul și o umplea de bucurie. Nu avea nicio îndoială că întrebarea ei fusese cea corectă. Înainte de a începe călătoria de întoarcere, Milly și dragonul zburară peste satul Ploaie de Lună. Da, Afu, Ama, Agong și Sătenii îi văzură și ieșiră din casele de piatră pentru a-și lua rămas bun. "Nu vă opriți!" strigă Ama cu zâmbetul pe buze. "Mergeți acasă!" Milly în cuvință și din spinarea dragonului le făcu prietenilor săi cu mâna până ce copacii înfloriți păreau doar niște pete aurii pe muntele îndepărtat. Era mult mai rapid să călătorești în spatele unui dragon. Zburară cu viteză deasupra orașului clar de lună. Din cer, orașul interior și cel mărginaș
arătau ca un labirint uriaș, iar cei doi străjeri de piatră păreau niște statuete de lut în formă de câini. Milly văzu acoperișul colibei sărăcăcioase a băiatului cu bivolul, însă nu și pe el. Probabil e în loc înăuntru, doarme, se gândi Milly, întrebându-se dacă zeița țesutului îi făcuse o vizită noaptea trecută. Însă pe când survolau golful orașului, Milly zări ceva straniu în depărtare, ca o umbră portocalie despicând cerul. Și dragonul o observă și își încetini zborul. Când se apropiară, se dovedi că n-avusese răvederii. Era un alt dragon, o domniță dragon. Domnița dragon era portocalie, de culoarea miezului de mango. Când dădu cu ochii de dragon și de Milly, pe chipul ei se ivi un zâmbet cochet. Bună, zise dragonul, puțin fâstăcit. Milly îl privi surprinsă. Domnița dragon, în schimb, își văzu de zbor fără să scoată niciun cuvânt. Când trecu pe lângă ei, le făcu prietenos cu ochiul. Luat pe nepregătite, dragonul se clătină în aer. O privi zburând în jos peste ape, până când se făcu micuță cât un grăunte roșcovan. Ești bine? Îl întrebă Milly pe dragon, care rămăsese privind pierdut în urma frumoasei apariții. Cred că ești tare bucuros să vezi în sfârșit alt dragon. Sunt, mărturisi el, oarecum năuc. Apoi se scutură, de parcă ar fi vrut să se adune. O să o găsesc eu mai târziu. Întâi trebuie să te duc acasă. Milly ridică din umeri. Dragon se purta ciudat. Însă era ceva foarte familiar la domnița dragon. Modul în care solzii ei portocalii oglindeau razele soarelui ca solzii unui pește în apă, privirea ei plină de înțeles, ca și cum ar fi cunoscut-o pe Milly. Fetița zâmbi. Ceasurile treceau și pământul de sub ei rămânea doar o pată neclară de culoare. Milly moțăia din când în când, zborul lin îi permitea să tragă cât un pui de somn. Fetița era uimită să constate cât drum străbătuseră în călătoria lor și cât de iute se întorceau în zbor. Soarele abia începea să se ascundă în spatele liniei orizontului când zăriră marginea livezii de piesici. Vârfurile pomilor păreau a se legăna, urându-le bun venit. Fetița a avut impresia că vede chiar și câteva maimuțe, încurcate încă în năvodul de pe castronul cu orez. Însă dragonul se purta în continuare ciudat. Când în fața lor se ivi muntele neroditor, cu binecunoscutul său vârf ascuțit străpungând cerul rozaliu și roșiatic al apusului, dragonul aproape se opri locului. Ce munte se vede acolo? O întrebă el pe Milly. E muntele neroditor, răspunse fetița. Imediat după el, lângă râul de jad, e casa mea. Muntele neroditor, își zise el. Chiar dacă nu se opri din zburat, dragonul părea pierdut în gânduri. Milly se întrebă dacă nu cumva zborul l-amețea de cap. Dar nu se lăsă distrasă de gânduri. Se lăsă noaptea și conturul întunecat al muntelui neroditor se pierdea în umbrele cerului. Însă cu fiecare clipă Milly se afla mai aproape de el și de râul de jad. Era aproape acasă. Cu toate acestea, când ajunseră la munte, dragonul se opri pe neașteptate. Coborâ lin până la poalele lui, de unde, nu cu mult timp în urmă, Milly culesese pietricelele pentru a-și face busola.
Acesta e muntele neroditor, rosti limpede dragonul, iar Mill îl privi cu atenție. Cu siguranță se purta neobișnuit. Așa e, răspunse ea puțin confuză. Satul meu nu e departe de aici. Pot merge pe jos de aici, dacă dorești. Te-ar deranja? Întrebă dragonul. Nu știu de ce, dar simt că nu pot părăsi locul acesta. Nu, nu mă deranjează, răspunse fetița. Te simți bine? Dragonul o privi și îi zâmbi. Da, zise el, e straniu, dar mă simt ca acasă. Milly își încreți fruntea nelămurită, însă era prea nerăbdătoare să ajungă acasă la părinții ei ca să-l mai întrebe și altceva. Milly îl îmbrățișă pe dragon în semn de rămas bun. Acesta, la rândul lui, o îmbrățișa afectuos. Să fetița își dădea seama că era cu mintea în altă parte. Îi întinse globul pe care îl înlăturase de pe cap. Îl vrei? Nu. Dragonul o privi distrat. Poți să-l păstrezi. Milly ridică din nou din umeri. Nu voia să se despartă de dragon, însă nu se mai putea opune dorinței de a se întoarce acasă. Își lua rămas bun de la prietenul ei și o lua la fugă spre sat. Era trecut de miezul nopții când ajunse în sfârșit acasă. Peste satul adormind domnea o liniște de plină. Iar când Milly păși în casă, peștișorul auriu o întâmpină în șoaptă. Sss, zise el, părinții tăi dorm. Bine ai revenit acasă. Fetița fu puțin surprinsă că un peștișor auriu o aștepta acasă, însă îi răspunse la salut cu un zâmbet larg. Lumina lunii învăluia coliba cu podele aspre, făcând încăperea să strălucească argintie. Înăuntru, bolul peștișorului părea a fi o a doua lună. Cărămizile tocite de piatră și pereții șubrezi sclipeau ca acoperiți de o mătase străvezie, înlăturând toate cusururile și prefăcând locul într-un cămin de lumină scăpărătoare și umbre delicate. Niciodată casa ei nu fusese mai frumoasă. Mergând pe vârfuri, lăsă traista și globul dragonului pe masă și intră în camera ei. Cu zâmbetul pe buze, se cățără în pat și adormi buștean.